Mușcăturile de căpușe devin din ce în ce mai periculoase. În ultimul an, 388 de bistrițeni au ajuns la spital după ce au fost mușcați de căpușe. Anul trecut, numărul pacienților diagnosticați cu Lyme, boala produsă de înțepătura unor căpușe, s-a dublat. În ultimii ani, sute de bistrițeni au apelat la ajutorul medicilor după ce au fost mușcați de căpușe. Mulți dintre ei au ajuns la spital pentru a li se îndepărta periculoasele insecte de sub piele. În urma analizelor efectuate, s-a stabilit că 5 pacienți au contactat și boala Lyme, numărul fiind dublu față de anii trecuți, când anual autoritățile sanitare descopereau doar câte 2 cazuri de îmbolnăviri, scrie bistrițeanul.ro. Lyme este o boală infecțioasă produsă de o bacterie, transmisă omului prin înțepătura unei căpușe infectate. Cunoscută ca fiind boala cu 1000 de fețe, Lyme-ul este o maladie apărută în 1975. Boala cu 1000 de fețe afectează întregul organism. Simptomele și semnele ei mimează pe cele ale altor boli, iar reacția este foarte diferită de la om la om.